Aș vrea să continuăm gândurile care le-au spus frații la început. Fratele Cornel a vorbit despre mulțumirea ca fiind în voia lui Dumnezeu. Înțelegem de la Apostolul Pavel că mulțumirea nu este o opțiune, nici o acțiune facultativă, ci mulțumirea este o poruncă a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spunea celor din timpul lui: nu cei care îmi spun Doamne, Doamne vor intra în împărăție, ci cei care fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Voia Domnului nu este o alegere, ci voia Domnului este o poruncă. Mă rog ca Domnul să ne ajute. Eu știu că starea aceasta de mulțumire e ușor de predicat, dar e greu de practicat. Așa cum spunea fratele Cătălin, ne naștem morocănoși. Și aș putea să mă îndrept spre surori și să întreb: ce fac pruncii când se nasc? Nu mai pot de bucurie? Nu! Din cauza mulțumirii plâng ei? Și culmea că ăștia de la maternitate le dă și note mari la aia care urlă. La aia care urlă. Adică el vine într-o stare de nemulțumire și acum, ca să vă mai spun ceva, ei sunt nemulțumiți și până să apară pe lume. Și până să apară pe lume, ei tot nemulțumiți. Nu mă vezi pe mămica cum stă răstignit așa, că e nemulțumit, că nu știu ce nu-i convine. Și când îi dai voie să iasă la loc larg, iară că urlă. Deci noi ne naștem în păcatul acesta al nemulțumirii. Și de aceea Domnul ne învață în rugăciunea domnească, cum îi spunem noi, să cerem în fiecare zi: facă-se voia ta. Și una din voile Domnului este mulțumirea. Ne mai rugăm noi: facă-se voia Domnului? Sau noi spunem: facă-se voia Domnului doar în cer și pe pământ vedem noi? Domnul ne învață să facă voia Domnului precum în cer, așa și pe pământ. De aceea atunci când vorbim despre mulțumire, pentru că ne obligă Sfânta Scriptură, ne obligă Dumnezeu prin învățătura aceasta a Fiului Său în rugăciunea domnească, ar trebui să înțelegem ceea ce ne spune Apostolul Pavel. Pentru că nu ne naștem mulțumitori, pentru că avem în noi starea aceasta de nemulțumire, să trecem la o practică care se cheamă deprindere. Știți ce înseamnă deprindere? A căpăta o calificare, a căpăta o manifestare, a învăța să acționezi după multă practică. Exemplu simplu. Cine s-a născut scriind? Frate Cristi, când erai de două zile, știai să scrii? Cheia sol știai să o faci? Nu. Acum ești muzicant. Cum ai ajuns aici? Este o deprindere. Cine s-a născut cu permisul de conducere în Pampers? Pe timpul meu nici nu erau de aia. Cine s-a născut? Și te-ți conduc. Îi vezi și pe ăștia de la 16 ani că se dau zglobii pe șosele. Cum au învățat? În urma unei practici. Haideți să vedem ce spune Apostolul Pavel, să nu spuneți că citez eu de un nu știu care Coran. Haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului în epistola sa, Apostolul Pavel, în epistola sa către Filipeni. Uitați ce spune. Versetul 11. M-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Acum, cei drept sunt unii care scot din context versetul acesta și îl vezi că el spune că pot totul în Hristos. Frate, eu pot totul în Hristos.
Și îi spun, stai cu minte. Și am dat la un frate un exemplu concret. Și am spus, băiatul tău cât are? Îmi spune el, 14 ani. Îl duce mintea să conducă o mașină, de când vrea el, de la 7. Și am spus, dacă el postește 3 zile și se roagă și vine la tine și spune, tati, dă-mi mașina, că eu pot totul în Hristos, că m-am postit și m-am rugat. Tu ce zici? Îi dai? El poate totul. Nu poate. Știți din ce cauză? Că n-are deprindere. Trebuie școală. Trebuie ore de conducere. Trebuie instructor. Trebuie experiență. Și când luăm noi permisul, atunci când tragem și târâm mașina peste toate păpădiile de la margine, se pare că dă peste noi. Dar nici atunci când luăm, încă nu avem deprindere, după vreo 100.000 de kilometri, poate om avea deprindere. Frate și surori, câte zile mergem la școală ca să învățăm să facem liniuță pe dreapta și pe stânga? Și facem toate acestea pentru ce? Ca să putem să terminăm o școală. Ne căznim și prindem deprinderi pentru ce? Pentru a putea conduce o mașină. Și acum întreb, ca să ajungi în cer, n-ar trebui să ne deprindem și cu mulțumirea? Ar trebui să ne deprindem și cu mulțumirea. Pentru că nu vom merge numai pe străzi de astea, așa pe unde mergem cu automobilul. Vom merge pe străzi de aur, așa scrie Biblia. Și ca să ajungi acolo, să nu rămână doar un vis, ca să putem să ajungem acolo, mă rog ca Domnul să ne ajute să luăm în modul cel mai serios și problema aceasta a mulțumirii și să facem o deprindere. Să ne deprindem. Să fim mulțumitori în toate circumstanțele. Și mi-a plăcut un gând foarte frumos care l-a început fratele Cătălin, că mulțumirea trebuie manifestată prin închinare. Pentru că de multe ori noi nu știm cum să ne manifestăm mulțumirea. Și mai ales la bărbați, cred că v-am mai spus eu și altă dată. La bărbați el e mulțumit de mâncare. Dar tot încruntat stă acolo așa. Și dacă ești mulțumit, ar trebui din când în când, mai ales când vezi că soția are un zgârci în gât și face poate spui și tu ceva odată. Poate spui ce bună-i mâncarea. Ei, ar trebui să ne obișnuim, să ne deprindem cu lucrurile acestea simple. Cu lucrurile acestea mărunte. Să mulțumim. Dar nici starea noastră de multe ori în biserică nu este o stare mulțumitoare. Cântăm așa încruntați, te adorăm în fericire, parcă zic că nici ciudă de fericirea care ne-o dă Domnul. Suntem plini de bucurie și numai de bucurie nu se vede pe fața noastră. Toate acestea pentru că nu știm să avem deprinderi sfinte. Fața noastră trebuie să arate starea de mulțumire. Amin? Nu vă forțez, nu spuneți amin numai că vă spun eu, numai cei care credeți lucrul acesta. Numai cei care credeți. Starea noastră trebuie să arate a mulțumire. Și eu întreb, dacă mai este dator Dumnezeu cu ceva ție, mie, mai este dator Dumnezeu cu ceva? Spunea fratele Cătălin, ce ai fost și ce ai devenit? Să fii Fiul lui Dumnezeu, să fii un copil al lui Dumnezeu, să știi că ai o moștenire în cer, să știi că ești răsplătit de Domnul pentru cele mai simple acțiuni care le-ai făcut, că Domnul te așteaptă în slavă și a pregătit locuri minunate pentru tine. Ce vrei mai mult? Vedeți, dacă noi am dat copiilor noștri tot ce le trebuie și l-ai vedea așa, cum te-ai simțit tu? Și l-ai întrebat, mă, ești mulțumit? Și el se spui, da, îți mulțumit. Bă, dar arată-mă că ești mulțumit. E normal să spunem așa? Pentru că ce aș mai putea să-ți fac? Vă aduceți aminte că Domnul se îndreaptă spre evrei și le spune prin profetul Isaia, bă, ce aș mai putea să vă fac eu vouă? Ce-o mai rămas să vă fac și nu v-am făcut? De rămâneți în starea aceasta, de aveți atitudinile acestea. Dumnezeu să ne ajute. Eu nu vreau să... Șeful cu ochii pe mine aici.
Eu n-aș vrea să fie biserica din Mansuie o biserică al show-ului. Nu vrem show. Nu vrem aplauze. Nu vrem că râs sfânt și căderi pe spate. Nu de asta avem noi nevoie. Avem nevoie de biserici pline de oameni mulțumitori față de Dumnezeu. De asta avem nevoie. De oameni cu inima plină de mulțumire. Pentru că nu mai este dator cu nimic nou. Atât față de ceea ce ne așteaptă în cer, iar pe pământ, trai mai bun ca asta, nu a mai fost niciodată. Slăviți să fie Domnul. Și o manifestare, spunea fratele, este prin închinare. Mulțumirea trebuie să fie manifestată nu doar de pe buze. Mulțumirea trebuie să fie dovedită. E ușor să-i spun soției mele, te iubesc, și frigiderul să fie gol. Că nu încălzește cu nimica cuvintele mele. Te iubesc, dar n-am bani. Asta e iubire de aia deșartă. Iubire fără card în mână n-ajută la nimic. Și iubirea adevărată, să staționezi tu în mașină și să intre ea singur în super. Aia e iubire. Dovedită. Eu zic de România, nu știu cum e în Ucraina, nu știu cum e în Italia, că eu nu prea trăiesc pe aici. Mulțumirea dovedită prin închinare în situații sensibile, și vă dau trei texte care trebuie să le analizăm. Haideți să citim în Geneza, în capitolul 22, să vedeți manifestarea mulțumirii prin închinare. Aici, în 22, Geneza vorbește despre jertfirea lui Isaac. Eu întreb, Avram era un om mulțumit? Era un copil al lui Dumnezeu? Numit în Noul Testament un părinte al tuturor credincioșilor. Uitați cum se manifestă mulțumirea, stare de mulțumire a lui Avram. Când Dumnezeu îl cheamă, după multe promisiuni că îi va da un fiu, și după ce îl crește mărut și când îl cheamă să-l aducă ca jertfă, starea de mulțumire față de Dumnezeu și de încredere față de Dumnezeu, ce face? De unde îi dă înapoi fiul? Din morți. Uitați ce scrie aici. Avram s-a sculat dis de dimineață, s-a urcat pe munte și când l-a întrebat, ce faceți voi acolo pe munte? Versetul 5. Eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm. Înseamnă că eu sunt mulțumit. De ce? De ceea ce mi-a spus Dumnezeu să fac. Și încă o stare de mulțumire care este dovedită aici, nu numai prin vorbele lui. Nu mai așteaptă încă o zi să mai dau un telefon la un proroc, poate n-am înțeles eu bine. Dis de dimineață, Dumnezeu îi poruncește acum și el a doua zi, dis de dimineață, pleacă să împlinească porunca lui Dumnezeu. Aceasta este o stare de mulțumire, exact cum fac copilașii voștri. Nici nu termin de spus fraza și el a și plecat în acțiune, nu-i așa, frate? El a și plecat pentru că e mulțumit. Numai când terminăm masa așa și te uiți așa spre vase, și mama când se uită pe vase, fetele se repăd toate, nu știu cum, care, de care să prindă o farfurie, să o ducă să o spele la chiuvetă. Dar să vezi înghesuială acolo în fața chiuvetei. Care să spele, care să termine mai repede treaba. O stare de mulțumire manifestată printr-o acțiune plină de bucurie și printr-o acțiune imediată. Dumnezeu să ne binecuvinteze și pe noi. E ușor să fii mulțumit atunci când toate îți merg bine. Dar starea de mulțumire într-o situație de ca aceasta este greu să te închini, dar te poți închina atunci când inima ta este plină de mulțumire față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată. Uitați, o altă stare de mulțumire care o găsim și în cartea Samuel, aceeași atitudine, o stare de închinare atunci când vorbește Dumnezeu printr-un necaz. Este greu să primești necazul acesta care l-are David. David se roagă pentru copil, un copil bolnav. Cine nu se roagă? Aducem bilete în biserică, ne rugăm pentru copii. Și când vede că slujnicile vorbesc
unele cu altele, dintr-o dată se face liniște la palat, el întreabă, ce s-a întâmplat cu copilul? A murit. Uitați ce scrie Biblia. David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și și-a schimbat hainele, apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. Cum poți să te închini când ai o nenorocire de asta în casă? El declară mai jos, în versetul 23, pot eu să-l întorc în viață? Cine dă viața? Numai Dumnezeu. Eu nu pot să-l întorc în viață. Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai întoarce la mine. Starea de mulțumire arătată și în perioade grele. E ușor să fii mulțumit când îți merge bine. Dar când Dumnezeu îți răscolește familia și îți întoarce sufletul pe toate părțile, vom mai avea noi putere de mulțumire? Dumnezeu să ne ajute. Mulțumirea manifestată printr-o închinare plăcută. Citea fratele din Cartea Evrei că Dumnezeul nostru nu este numai un Dumnezeu de ăla iubitor și iertător, este și un foc mistuitor pentru cei care nu vor să împlinească voia lui Dumnezeu. Și avem același lucru, un text care voi îl știți foarte bine din Iov, când se întâmplă ce se întâmplă, știți foarte bine, și același lucru spune cuvântul Domnului, versetul 20 din capitolul 1. Iov s-a sculat, s-a spușiat mantaua și a tuns capul, s-a aruncat la pământ și s-a închinat. Și rostește el cuvintele astea de mulțumire. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Fratele Cornel îmi împrumut o mașină. Și eu îi promit că în 2 zile de eu aduc înapoi. Și trec 3 zile, 4, o săptămână și fratele Cornel îmi întreabă, da, nu mai aduci mașină? Care mașină? Și el atunci vorbesc cu șeful și vine și-mi ia mașină. Și eu îl dau în judecată că mi-a luat mașina mea. Ce spuneți? Am probleme, nu? Și spune, Doamne, am luat ce al meu. I-am împrumutat-o atâta. Eu nu i-am dat, nu știu ce înțeles ea. Asta a înțeles David. Asta a înțeles Avram. Asta a înțeles cine? Iov. Asta a înțeles el. Domnul, da, Domnul ea are dreptul să ia pentru că s-a lui. Eu rămân într-o stare de mulțumire. Nu știu cum va rezolva el mai departe problema, dar nu-i treaba mea, că eu nu sunt șeful. Șeful el. Și-o rezolvat în dreptul lui Iov, o rezolvat Dumnezeu problema. O rezolvat-o. Din ce cauză? Pentru că l-a văzut că a rămas într-o stare de mulțumire. Și chiar când vin preasfinții, că noi nu avem treabă cu sfinții, cu preasfinții, când au venit preasfinții lui prieteni și l-au zădărât așa cum zădărâm noi cățelul prin gard, așa, și când l-au zădărât cu tot felul de acuze, el a rămas mulțumitor. Și Domnul spune la urmă, mă, duceți-vă la el că el a vorbit mai bine ca voi. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să știm să mulțumim Domnului. Și închinarea noastră să fie primită de Dumnezeu. În Psalmul 50 spune că mai este o formă de manifestare a mulțumirii. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Vedeți, noi ne rugăm. Și spune-mi, e ușor să spui așa, Doamne, te proslăvesc. Dar proslăvirea trebuie dovedită. Pentru că este ca urmare a mulțumirii. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, ăla mă proslăvește. Cum manifesti tu? Care este cerința aceasta? Haideți să citesc un text din Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 20, ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Acum înțelegeți voi de ce cerem noi decență, de ce cerem noi smerenie? Înțelegeți de ce cerem noi bun simț?
De ce punem aceste rânduieli în cosmetizarea trupului? Înțelegeți de ce? Pentru că acestea sunt niște forme de mulțumire. Arătăm, îl proslăvim pe Dumnezeu cu trupul nostru, cu Duhul nostru și cu sufletul nostru. Proslăvirea este ca o dovadă a mulțumirii noastre. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Am fost cumpărați cu un preț. Întreb, mai este nevoie de ceva pentru mântuirea noastră? Ai mai pus tu ceva la mântuirea ta? Nimic. Ai mai pus tu, soră, ceva la mântuirea ta? N-am mai pus nimic. Atunci, proslăviți pe Domnul și arătați că-L iubiți pe El în toată inima, cu tot sufletul vostru, cu tot trupul vostru. Doamne, ajută la aceasta. Atunci când vorbim despre proslăvire, trebuie să ne gândim tot așa ca o formă de manifestare a mulțumirii și în Ioan, capitolul 15, unde Domnul Iisus Hristos spune, dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și atunci veți fi astfel ucenicii mei. Vedeți un pom care este sădit într-un loc bun, un pom care are gunoi la rădăcină, un pom care este curățat și care gospodarul îi dă tot, întreb eu, dă roade? Dă roade. Rodirea înseamnă că sunt mulțumit de gospodarul care mă hrănește, care mă udă, sunt mulțumit de gospodarul care mă curăță. Și mai mult decât atâta, noi nu vrem, dar spune Biblia că cine aduce roadă, Domnul îl curăță ca să aducă și mai multă roadă. Nu, și așa noi așa tare spunem aleluia când ne curăță Domnul de numai. Păi cine aduce roadă, ăla îl proslăvește pe Dumnezeu. Și atunci noi trebuie să arătăm starea de mulțumire. Și atunci când taie Dumnezeu câte un mădular, câte un lăstar de la care e sălbatic. Și atunci, sau când curăță ca să aduce mult multă roadă. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvinteze. Deja fratele Mars, uitați cum se uită la mine și nu vreau să mă dea afară din cult, face scrisori pe la ei mai mari și mă rog ca Domnul să ne ajute să împlinim voia Lui. Să ne rugăm Domnului să ne ajute așa cum am căpătat deprinderea de a scrie, de a merge, de a face mâncare, de a șofa, să ne ajute Domnul să căpătăm și deprinderea de mulțumire. Este prin multă exersare. Începe de la lucrurile mărunte. Încearcă să îi mulțumești soției pentru hrana care ți-o dă, pentru patul care ți-l pregătește, pentru hainele care ți le calcă. Mulțumește copilului că ți-aduce apă în camera ta. Mulțumește vecinului că te salută. Mulțumește, învață-te cu lucrurile astea, că până să scrii întâi ai făcut liniuții pe o parte, pe alta. Nu încerca. Și după aceea când ai să vezi că știi să practici foarte bine lucrul acesta, ai să fii și mai plăcut înaintea Domnului. Mulțumirea manifestată prin închinare și prin proslăvire. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.